Salut, dragi prieteni, cu voi este Nicolae și în acest video am să vorbim cum să instalăm indicatorul stohastic. Pentru instalarea lui intrăm în inserări, indicatori, personalizare și aici avem stohastic. După care dăm la intrări. Și aici la prima schimbăm în loc de 5, 9. Pentru, de ce anume 9? Pentru ca să nu fie așa de sensibil indicatorul și să ne arate mai clar unde putem să intrăm pe piață. Dăm OK. Și aici vedem indicatorul nostru. Și hai acum să căutăm ceva poziții, să deschidem careva tranzacții. Eu acuș cum găsesc o poziție. Am să vă dau explicație. Urmărim și să vedem. Așa. Am să deschid aici o poziție. Pe o cumpărare. Am să cumpăr. Așa, am cumpărat. Și hai să vă dau explicații de ce anume am cumpărat în această zonă. După cum vedeți, aici am avut un suport care a fost străpuns și prețul a ajuns la următorul suport. Și de aici eu am deschis poziția. Am deschis-o pe o cumpărare. Mai vedem aici că avem un trend descrescător. Și vedem că prețul ajunge în acest canal, de ce eu am cumpărat. Și hai să vedem unde vom pune take profitul și stop loss. Așa. Stop loss-ul am să-l pun puțin mai jos aici, iar take profit-ul am să-l pun în zona dată. De ce am deschis aici? Vedem că avem și indicatorul ne arată
că vânzătorii nu mai au putere. Vedem aici, în acest moment, vedem că ne arată că vânzătorii nu mai au putere și va fi o creștere a prețului. Și vom urmări cum se va încheia această tranzacție. Hai să mai căutăm. Să mai deschidem o tranzacție și să vă dau la fel explicații. Vedem că și aici indicatorul nostru ne arată la fel că cumpărătorii nu mai au putere. Aș fi dorit să intru de la acest suport, de la acest suport. De aceea nu voi intra aici. Hai să mai urmărim. Dacă mai găsesc, vom. Cum să vă folosiți de indicator? Atunci când este peste 80%, ca în acest caz, ca aici, atunci vindem. Vedem că prețul a fost în această zonă, pardon, în această zonă. Dar indicatorul trebuie să îl folosești cu analiza grafică și cu suportul și rezistența. Nu trebuie să îl folosim doar așa din doar numai când vedem că este un semnal de cumpărare-vânzare, adică dacă nu au putere cumpărătorii sau vânzătorii. De exemplu, vedem în acest caz că a trecut peste 20 și vedem că prețul a reacționat. Vedem cum prețul a reacționat. Dar vreau să vă zic că aici a fost și un suport. După cum vedeți, a fost un suport. De ce a reacționat? Așa că indicatorul nu îl folosim doar cu doar indicatorul. Trebuie să folosim și cu analiza tehnică și cu suportul maxim și minim. De exemplu, aici am să mai deschid o poziție pe vânzare și iarăși să vă dau explicații de ce am deschis eu pe acea vânzare. După cum vedeți, avem aici un suport maxim și evident și indicatorul că ne arată cel semnal de a vinde. Eu stop loss-ul am să-l pun aici, iar take profit-ul aici. Vedem că a fost un trend crescător, dar prețul oricum trebuie să reacționeze. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu voi a fost Nicolae. Dacă aveți ceva întrebări, îmi scriți în privat sau lăsați un comentariu sub acest video. Pe curând, pa!